Bună ziua, bine v-am regăsit, este ora 13 și vă mulțumesc foarte mult că ați ales ca de fiecare dată să ne urmăriți. Reluăm în emisiunea de astăzi discuțiile despre o boală care provoacă în continuare multe victime în România, dar și la nivel mondial. Mai exact vom discuta despre cancerul pulmonar, însă vom aborda problema dintr-o altă perspectivă și o să vedeți pe parcursul emisiunii despre ce este vorba. Permiteți-mi pentru început să vă prezint invitații mei de astăzi. În platou alături de mine, cum deja v-am obișnuit, medicul Nicolae Fotin, medic epidemiolog și specialist în politici de sănătate publică. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua! Bună ziua! În legătură videodirectă, alături de noi este conferențiar universitar dr. Michael Schenker, directorul medical al Centrului de Oncologie Sfântul Nectarie din Craiova. Bună ziua, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența. Salut dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și salut și pe domnul dr. Fotin. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 medical. Și începem direct dezbaterile, pentru că sunt foarte multe lucruri de spus în cadrul acestei emisiuni. Domnule doctor Fotin, mă adresez dumneavoastră pentru început. Care ar fi principalele cauze ale cancerului pulmonar și câte persoane sunt afectate, atât la nivelul României, cât și la nivelul Europei? Care sunt statisticile la nivel mondial? De ce nu? Noi am mai prezentat aceste statistici nu de mult, când evaluam într-o emisiune impactul pandemiei asupra intervențiilor chirurgicale care se adresau pacienților cu neoplazii pulmonare. Și spuneam atunci și repetăm și azi că dacă ne referim la cancerul pulmonar, el reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, fiind unul dintre cele mai frecvente cancere la nivelul populației, respectiv ocupă locul 2 dacă ne referim la malignitățile apărute la bărbați după cancerul de prostată și locul 3 dacă ne referim la neoplaziile apărute la femei după cancerul de sân și cancerul colorectal. Ce are în mod particular față de celelalte tipuri de cancere este responsabil de o mortalitate înaltă. Dacă ne referim la date din ultimii ani, să luăm de exemplu anul 2020, că mă întrebați de analize la nivel global, peste 2 milioane de oameni au fost diagnosticați cu cancer pulmonar la nivel global și peste 1,7 milioane au murit în același an din această cauză. La nivelul Europei, aproape 500.000, 477.000 de noi cazuri au fost diagnosticate în 2020 cu cancer pulmonar și, de asemenea, o mortalitate destul de înaltă, 380.000 de oameni au pierdut lupta cu această boală. Probabil și în contextul pandemic în care ne-am aflat. Principalii factori de risc, sigur că îi cunoaștem și cel mai frecvent auzit din toate mediile posibile, fie că vorbim de cel medical sau media, este legătura acestui tip de cancer cu fumatul. Peste 80-90% dintre pacienții diagnosticați au istoric de fumător în timpul diagnosticului sau de foști fumători. Doar 15% putând fi asociați cu alte cauze, expuneri la diverse alte substanțe toxice, cum ar fi radonul sau alți poluanții industriali, stilul de viață, consumul de alcool, obezitatea. Mai nou, epidemiologia moleculară evidențiază inclusiv o predispoziție genetică a acestor modificări la nivelul celulelor plămânului. În principiu, este o boală care necesită atenție, care poate fi prevenită.
Din datele existente putem observa că peste 55% dintre pacienți se prezintă la medic în stadii destul de avansate ale bolii. Ce aș menționa în legătură cu acest aspect este faptul că rata de supraviețuire a acestui tip de cancer, desigur ca și în alte tipuri de cancere, dar în special la acesta, este foarte influențată de momentul în care este pus diagnosticul. Rata de supraviețuire, desigur, unde România nu ocupă locuri fruntașe, ca să zic, în Europa, fiind atribuită o rată de supraviețuire de 11% față de o medie europeană de 15%, dar aș adăuga că rata aceasta de supraviețuire la un pacient diagnosticat în stadiu 1, în stadii incipiente, crește la 70-90%. Și spun acest lucru pentru că este important să accentuăm faptul că este necesar screening-ul, este necesară preocuparea noastră pentru acest aspect dacă avem factorii de risc menționați anterior și în special fumatul și avem antecedente în familie de astfel de neoplazii, pentru că este importantă diferența între o rată de supraviețuire de 15% în stadii avansate față de 70-90% în stadii incipiente. Și totuși, domnule conferențiar Schenker, avem un cancer pulmonar care este atât de temut, o afecțiune atât de temută. Și v-aș întreba, de ce avem o supraviețuire atât de mică la această formă de cancer? Da. Așa cum spunea și domnul doctor mai devreme, cancerul pulmonar este într-adevăr o afecțiune temută, deoarece este încă o rată de mortalitate foarte mare. Acest lucru se datorează, în primul rând, cum amintea și dânsul, diagnosticului tardiv, deoarece peste 80% din cazuri sunt diagnosticate în stadii avansate astăzi, în stadiile 3 sau 4, stadii pentru care nu mai există posibilitatea unui tratament curativ de tipul celui chirurgical. În stadiile avansate de boală este disponibil numai tratamentul sistemic, tratamentul oncologic, care, adevărat, a recunoscut progrese remarcabile, aș spune, în ultimii 4-5 ani, însă totuși nu este în stare să vindece boala așa cum poate să reușească terapia chirurgicală, gestul chirurgical radical. Spun că este încă o rată mare de mortalitate pentru că față de situația de până acum 4-5 ani, astăzi avem la dispoziție terapii care aduc o supraviețuire lungă la pacienții diagnosticați cu stadii avansate. Este vorba despre aceste terapii noi, despre imunoterapie, despre terapia țintită molecular, care pot să aducă într-adevăr beneficii reale în tratamentul acestei boli. Ca opțiune de tratament, a spus de aceste inovații, da, care sunt disponibile în ultimii ani, de câțiva ani încoace. O să discutăm despre fiecare în parte imediat. Aș reveni puțin la rata aceasta de supraviețuire atât de mică la această formă de cancer și spuneați că pacienții vin foarte târziu la medic. Sunt foarte curioasă care sunt explicațiile acestora. Simptomatologia redusă în stadiile incipiente ale bolii, indolență, nepăsare, nu știu. Nu putem. Stadiile incipiente pot fi surprinse, din păcate, numai incidental sau, bineînțeles, printr-un program de screening, un program de screening pentru cancer pulmonar, care poate să diagnosticheze pacienți care nu prezintă niciun fel de simptom de boală. Da? Sunt supuși acestui program, participă la un astfel de program de screening, efectuează investigațiile care compun acel program de screening. Pentru cancerul pulmonar este folosit computer tomografia, este folosită computer tomografia cu energie joasă pentru a nu fi un nivel crescut de iradiere. Această investigație putând să, cum spuneam, să surprindă
un stadiu incipient, o formațiune tumorală mică, un nodul primitiv de mici dimensiuni, care altfel nu produce niciun fel de simptom, nu produce tuse, nu produce greutate în respirație, nu produce nimic din ceea ce ne-am putea aștepta atunci când discutăm despre o tumoră pulmonară. Aș vrea să reluăm puțin opțiunile de tratament în cazul pacienților cu diferite stadii ale acestei afecțiuni și să ne exemplificați puțin cam care ar fi variantele de tratament, să ne dați câteva detalii și în ce stadii ale bolii se aplică. Sigur. Referitor la tratamentul cancerului pulmonar, în primul și în primul rând aș vrea să subliniez rolul capital extrem de important al funcționării comisiilor multidisciplinare de stabilire a strategiei terapeutice în fiecare centru medical care oferă servicii pacienților oncologici. Este incorrect astăzi, în secolul 21, să începi un tratament oncologic, fie că este vorba despre chirurgie, radioterapie sau tratament oncologic, fără ca acest lucru să nu fie stabilit printr-o astfel de comisie, compusă în cazul acestor afecțiuni pulmonare din cel puțin oncolog, radioterapeut, chirurg toracic sau pneumolog, dar și alte specialități precum anatomia patologică, medicul imagistician, geneticianul, statisticianul sau și alte, chiar și alte specialități. Acest lucru, funcționarea acestor comisii de diagnostic și indicație terapeutică, acestor tumor board-uri, va trebui reglementat prin norme legale într-un viitor cât mai scurt, cât mai apropiat. În stadiile incipiente de boală, deci pentru stadiile 1 și 2 ale acestei afecțiuni maligne, este disponibil tratamentul chirurgical, cum spuneam mai devreme, singurul care poate să conducă la o vindecare probabilă a bolii. În afară de tratamentul chirurgical, pot fi necesare atât radioterapia cât și tratamentul oncologic, dar de obicei după intervenția chirurgicală. Acest lucru, secvențialitatea terapiilor care pot fi puse în practică, depinde foarte mult de tipul de cancer pulmonar despre care e vorba la un anumit pacient, cât și despre particularitățile cazului respectiv. Vârstă, comorbidități, ce boli asociate mai are pacientul respectiv, starea generală și așa mai departe. Însă, esența lucrurilor este că stadiile 1 și 2 pot fi vindecate. Este o chestiune care stă la baza practica punerii în acțiune a programelor de screening, depistare precoce în felul acesta. În stadiile avansate, din păcate, numai tratamentul oncologic este cel care poate aduce beneficii, radioterapia și chirurgia fiind doar cu indicații paliative de rezolvarea unor complicații ale bolii oncologice. Cum spuneam, în ultimii ani au fost efectuate progrese remarcabile în ceea ce privește rata de răspuns la tratament și supraviețuirea de lungă durată, chiar și pentru aceste stadii avansate. Noile terapii și mai ales imunoterapia, putând aduce la aproximativ 20-25% din pacienți diagnosticați în stadii avansate, poate să aducă supraviețuiri de lungă durată, rate de răspuns foarte bune și supraviețuiri de lungă durată. Această imunoterapie este disponibilă, aceste terapii, imunoterapia în principal, este disponibilă astăzi și prin Programul Național de Oncologie în România pentru cancer pulmonar avansat încă din anul 2019. V-aș întreba, domnule doctor Fotin, ce măsuri ar fi necesare pentru a crește diagnosticul timpuriu al bolii, pentru a reduce impactul cancerului pulmonar și pentru a crește rata de supraviețuire? Vorbea domnul doctor Schenker despre screeningul în cazul pacienților, screeningul frecvent. Ar mai fi și alte măsuri importante care ar putea fi luate? Aș începe cu măsurile individuale, cele de prevenție. Spuneam că unul dintre factorii asociați acestui tip de neoplazm este fumatul. Sigur că fumatul poate fi evaluat din perspectiva impactului pe care îl are asupra ratei de
supraviețuire, inclusiv după punerea unui diagnostic, și se constată că inclusiv la acel moment renunțarea la fumat are rezultate asupra ratei de supraviețuire. Pe urmă ar fi ceea ce domnul doctor a menționat deja, un program de screening. Și noi am avut de curând emisiunea legată de Planul Național de Combatere a Cancerului, care prevedea două astfel de acțiuni care răspund exact acestei întrebări. Prevenția, măsurile pe care statul va trebui să le ia de creștere a conștientizării și de minimizare a acestor efecte pe care nu le putem influența prea mult, cum ar fi, nu știu, poluarea sau îmbătrânirea populației, dar care pot fi gestionate astfel încât aceste rate să fie modificate, dar și, iarăși, cele legate de modalitatea de gestionare a cazurilor nou identificate prin tumor board sau prin comisiile multidisciplinare în care, cum spunea domnul doctor, nu se poate face urmărirea sau diagnosticul, ci urmărirea pacientului într-un mod corespunzător fără aceste lucruri. Deci, în principal, ca măsuri ne putem centra pe aceste aspecte, cele de prevenire, de identificare precoce, de asigurare a tratamentelor necesare. Sigur că în ceea ce privește Programul Național de Oncologie, el s-a dezvoltat mult pe partea de asigurare a tratamentelor, dar sigur că cercetarea evoluează și spuneam că sunt situații în care accesul poate fi îmbunătățit atunci când vorbim de medicamente și vorbeam iarăși cu aceeași ocazie legată de Planul Național de Combatere, de perioada pe care statul trebuie să o scurteze când vorbim de acces la ultimele medicamente pentru, inclusiv pentru cancerul pulmonar. Și să ne aliniem cumva la nivelul altor țări europene, să scădem anii la săptămâni sau luni, cum se întâmplă altundeva în Europa, în afară de țara noastră. Da, dacă vorbeam de asigurarea de tratamente, sigur că, repet, Programul Național de Oncologie a cunoscut o dezvoltare și o amploare în ultimii ani evidentă, dar încă mai sunt decalaje dacă ne raportăm la alte țări europene și prin acel plan se tinde să fie reduse aceste aspecte. Vă propun să mergem într-o scurtă pauză. O să vedem și câteva exemple pozitive în ceea ce privește eficiența noilor terapii asupra supraviețuirii pacienților, chiar dacă sunt ei în stadii puțin mai avansate ale bolii. O să mai discutăm și despre Planul Național de Combatere a Cancerului, despre care a amintit domnul dr. Fotin și am făcut referire și în emisiunile trecute aici la 360 Medical. Ne întoarcem așadar în doar câteva minute. Continuăm discuția noastră despre cancerul pulmonar. Domnule conferențiar Schenker, spuneam și înainte de pauză că s-au obținut progrese în România considerabile în ceea ce privește tratarea pacienților cu cancer pulmonar în ultimii ani. V-aș întreba ce impact au avut noile terapii în privința supraviețuirii pacienților și aș vrea să-mi dați un exemplu, două pozitive, dacă aveți în această privință. Da, după cum spuneam mai devreme, aceste terapii sunt disponibile din anul 2019 și pentru toți pacienții noștri care au nevoie, pentru toți pacienții din România care au nevoie de aceste terapii pentru cancer pulmonar. La centrul nostru avem o experiență ceva mai veche cu aceste noi terapii, deoarece am participat la numeroase trialuri clinice internaționale care au investigat rolul acestei imunoterapii încă din anul 2014. Astfel, astăzi avem, din fericire, nu unul, două exemple, sunt peste 120 de pacienți
diagnosticați în intervalul 2014-2018 cu cancer pulmonar metastatic, deci cu stadiul 4 de boală, și care sunt în viață și sunt foarte bine din punct de vedere al stării de sănătate. Au deja între 4 și 8 ani de la diagnostic, iar mulți dintre pacienți au încheiat deja acest tratament sistemic-oncologic. În unele trialuri clinice chiar au fost efectuați doar 2 ani de imunoterapie, dar care se pare că au fost suficienți pentru a le asigura un răspuns de foarte, de foarte bună calitate acestor pacienți. Spuneam că deși sunt, nu numai că sunt în viață, dar sunt și cu o stare generală foarte bună. Practic, majoritatea s-au reintegrat în societate și au reluat, unii dintre dânsii și-au reluat activitatea de dinainte de îmbolnăvire, ceea ce mi se pare cu adevărat extraordinar. Până la aceste terapii, pentru cancerul pulmonar metastatic, dacă reușeam să obținem 1-2 ani de zile de supraviețuire cu terapiile convenționale, să le spunem, este vorba despre chimioterapie, era mare lucru. Era mare lucru și era un motiv de, între ghilimele, de fericire. Aș vrea să fac o paranteză și să subliniez faptul că terapia, cum am numit-o mai devreme, convențională, respectiv chimioterapia, nu și-a pierdut definitiv rolul și locul. Acest tratament se folosește încă împreună cu această nouă metodă de tratament cu imunoterapia. Ele se folosesc împreună și împreună au dus la aceste rezultate despre care vorbeam. De asemenea, vreau să mai subliniez încă o idee foarte importantă pe care am spus-o mai devreme. 20-25% dintre pacienți beneficiază de aceste răspunsuri cu adevărat remarcabile. Cei 120 și ceva de pacienți pe care, 124 dacă vreau să fiu foarte exact la data de astăzi, provin dintr-un lot mult mai mare de pacienți care au participat la acele programe. Sunt aproape 500 de pacienți care au fost tratați cu aceste terapii în intervalul de care vorbeam, 2014-2018. Și pe de altă parte, a spune, din păcate, nu sunt decât dânsii, deci aproximativ un sfert, nu sunt decât dânsii cei care sunt astăzi în viață. Deocamdată, acesta este progresul. Până la acest nivel am ajuns astăzi și nu numai noi, ci în toată lumea. Însă, cum spunea și domnul dr. Fotin, cum amintea și dumneavoastră la începutul acestei emisiuni, cercetarea este un proces continuu și astăzi sunt astfel de proiecte în derulare, sunt medicamente noi care sunt evaluate continuu și să sperăm că vom avea cât de curând motive suplimentare de bucurie și de satisfacție pentru tratamentul cancerului pulmonar și nu numai. Și foarte important de subliniat, de asemenea, domnule dr. Schenker, este și contribuția pacientului la toate aceste terapii și seriozitatea de care dă dovadă de la debutul tratamentului, de la descoperirea bolii, până când ajunge să aibă rezultate favorabile. Categoric. Un pacient compliant este o condiție obligatorie pentru a putea ajunge la rezultat. Acum, sincer să fiu, cred că într-o astfel de situație majoritatea dintre noi am fi cât se poate de complianți și ne-am dori să ajungem la beneficiile pe care ni le-am dori, respectiv vindecarea. Asta este categoric obiectiv pe care oricare dintre noi l-ar să unui astfel de diagnostic. Este bine că astăzi există o șansă. Din păcate, cum spuneam, din păcate nu este încă pentru toți pacienții. Nu toți pacienții cu boală metastazată sunt potențial, să spunem, vindecabili, curabili, pentru că totuși 7-8 ani de zile de supraviețuire într-un cancer pulmonar și fără leziuni astăzi pentru pacienții respectivi, cred că este o situație la care
sincer, nu știu cum vor evolua și ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Este vorba despre acești pacienți cu supraviețuire bună, dar cred că totuși vindecarea este un termen pe care nu trebuie să ne simțim să-l folosim odată ce au trecut deja atâția ani. Se vorbește, domnule doctor, de foarte multă vreme și cu precădere acum în ultima perioadă și noi am făcut o emisiune pe marginea acestui subiect, de Planul Național de Combatere a Cancerului. Cum ar putea ajuta acest plan și ce prevederi ar trebui să includă pentru a genera o îmbunătățire în tratamentul pacienților cu cancer, inclusiv pentru cei cu cancer pulmonar, evident? Da, cum spuneam și eu spuneam recent la un eveniment public, și noi specialiștii în domeniul oncologiei, dar mai ales pacienții noștri, cu toții am așteptat foarte mult timp un plan național de luptă contra cancerului. Sunt multe aspecte organizatorice asupra cărora în ultimii 20-30 de ani nu a fost îndreptată suficientă atenție, atât din partea noastră a specialiștilor, a societăților profesionale, cât și a autorităților. De exemplu, lipsa unui registru național de cancer, absența unor servicii complementare celor de tratament specific, de genul onconutriției sau psihoncologiei, lipsa reglementării tumor board-ului, a funcționării acelor comisii multidisciplinare pe care le aminteam mai devreme, absența măsurilor de prevenție sau lipsa de substanță și de participare în programele de screening, cele câteva care au funcționat sau s-au dorit să funcționeze până astăzi, incidența prea mare a stadiilor avansate de boală la diagnostic, ca urmare a absenței acestor programe de depistare precoce și de screening, lipsa unei organizări ierarhice a centrelor de oncologie și așa mai departe. Toate acestea sunt direcții și capitole care pot să facă parte dintr-un plan național de cancer. A fost recent lansat un astfel de proiect care se află de altfel în consultare publică pe site-ul Ministerului Sănătății. A fost dezvoltat de către un grup parlamentar de lucru împreună cu un grup de specialiști, de experți, și care document poate constitui punct de plecare pentru implementarea programului național adevărat de luptă contra cancerului, inclusiv de luptă împotriva cancerului pulmonar, adică exact ceea ce ne dorim de atâta timp, atât noi cât și pacienții noștri. Și pe care sperăm să îl avem și implementat cât mai curând. Vă mulțumesc tare mult, domnule doctor Schenker, pentru prezența în emisiune. Cu mare drag vă mai aștept și cu altă ocazie. Mai luăm încă o scurtă pauză, după care venim din nou în direct pentru concluzii cu domnul doctor Nicolae Fotin. Am revenit pentru ultima parte a emisiunii 360 medicală de astăzi. Vă promiteam că o să tragem și concluziile cu domnul dr. Nicolae Fotin, însă aș vrea să continuăm puțin discuția pe care am avut-o cu domnul dr. Schenker înainte de publicitate despre Planul Național de Combatere a Cancerului și despre cum ar putea ajuta acest plan pacienții cu cancer pulmonar, domnule dr. Fotin. Spuneam într-adevăr că planul reprezintă o strategie integrată a măsurilor care ar trebui să vizeze, cum de altfel a exemplificat domnul doctor, câteva aspecte importante în diversele boli oncologice. Ca să vă dăm un exemplu, dacă ne referim la cancerul bronhopulmonar, spuneam că are o mortalitate înaltă. Peste 10.000 de români mor anual de cancer bronhopulmonar. Planul își propune, stabilește indicatori fermi, măsurabili, cuantificabili, care să fie modificați prin acțiunile întreprinse, obiective primare și un set de măsuri. De exemplu, pe mortalitate își propune să o scadă cu 3,5% în fiecare an. Cum face asta? Prin creșterea măsurilor de diagnosticare precoce, prin revizuirea ghidurilor medicale, astfel încât să existe o abordare unitară la nivel național în managementul acestor pacienți, prin acces rapid
la tratamentele disponibile, fie că sunt autorizate de Agenția Europeană a Medicamentului, fie de cea națională, și aici se bazează planul inclusiv pe un fond de inovație care să facă accesul mai rapid la moleculele până la finalizarea procedurilor de reglementare necesare intrării acestora în Programul Național de Oncologie. Dacă ne referim la screening, nu există la data asta un program național de screening pentru cancerul bronhopulmonar. Este stabilit însă în sarcina Ministerului Sănătății, a Institutului Național de Sănătate Publică, prin acest plan, să fie elaborat un proiect pilot de screening pentru cancerul bronhopulmonar, care ar trebui să fie finalizat până în anul 2025. Spuneam că are atât indicatori cât și termene și responsabili. Am auzit de nenumărate ori pacienți care spun trebuie să fac anumite testări genetice, ele nu sunt decontate, nu pot, nu am unde, întârzi. Acest aspect este prins în acest plan, astfel încât testările genetice necesare identificării tipului cel mai potrivit de tratament pentru modificarea respectivă să poată să fie decontate de Casa Națională de Asigurări, astfel încât iarăși timpul de la diagnostic la instituirea tratamentului să fie unul mic și este deja stabilit în plan de maxim 60 de zile de la diagnostic până la instituirea tratamentului. Aspectele legate de comisiile multidisciplinare despre care vorbea domnul doctor. La data aceasta ele nu sunt operaționalizate. Planul își propune să facă acest lucru. Deci pe fiecare pilon, iar ca să vă mai dau un exemplu, în cancerul bronhopulmonar, atât la diagnostic cât și pe măsură ce se desfășoară procesul terapeutic, sunt necesare investigații imagistice. Am auzit de nenumărate ori, nu mai există fonduri la, eu știu ce, centru medical ca să pot face remeneul de control. Era recomandat la 6 luni, planul își propune ca acest aspect să fie modificat, este stabilit să se întâmple la 2-3 luni și dacă și cele 6 luni nu se puteau întâmpla, prin acest plan își dorește deci, dorește altfel integrarea. Spus, niște lucruri foarte mărețe care se vor a fi implementate într-un timp foarte scurt. Am văzut și în emisiune precedente termene 2023-2024, în viitorul apropiat. Da, așa este. Ce este important este că ele sunt integrate, sunt aduse la un loc, ar trebui să funcționeze sinergic și să se vadă și rezultatele. Sperăm. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Ne revedem cu drag săptămâna viitoare, domnule doctor, vă aștept. La revedere. Mulțumesc că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. Vă doresc să aveți o duminică excelentă în continuare. Numai bine!